Suntem din nou împreună la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. Tema de astăzi, știința sau religia? Iată o interogație cu o alură filozofică extrem de profundă. Mărturisesc că această temă nu a venit din partea mea, mi-a fost sugerată de către doi din invitații din această seară. Este vorba despre domnul Vasiliu Anastasiu Teodor, care m-a rugat să-l prezint în calitatea de pensionar, și domnul Radu Filip, inginer energetician, care a venit din București, a depus un efort deosebit. Îi mulțumim. Îl mai avem invitat în această seară și pe părintele Cazacu Adrian, doctor în teologie. Bine și ai venit, atât. Adrian. Bine, bine, te-am regăsit. E de ajuns. Este foarte suficient. Mulțumesc de invitație. Tema, am spus că este știința sau religia. O să vedem la finalul emisiunii sau la finalul altor emisiuni care vor urma dacă este vorba despre o disjuncție inclusivă, dacă ar fi inclusivă, atunci ele pot coexista și chiar în armonie, sau dacă este vorba despre o disjuncție exclusivă, fie știința, fie religia. În această după-amiază o să vorbim mai mult despre începuturi și mi-aș permite, fiindcă este o emisiune de cultură, mi-aș permite să citesc o poezie, să citesc o poezie a lui Ion Mureșan. Ion Mureșan, un poet remarcabil din Cluj, o poezie de o simplitate și o profunzime uluitoare. Poezia se numește Facerea Lumii și a fost seară și a fost dimineață, dar asta a fost de mult și o singură dată. Cu ce să începem, domnul Vasiliu, dumneavoastră? Aș vrea să începem cu câteva întrebări care, pe parcurs, să încercăm să le dăm răspunsuri. Cine au fost ei? Ei cine sunt, despre ce este vorba? Cine au fost ei care ne-au creat? Și o să vedem pe parcursul emisiunii sau emisiunilor de ce. De ce au venit, ce au lăsat în urmă, unde s-au dus și vor reveni vreodată? Bun, am înțeles cine au fost ei. Deja dumneavoastră lansați un punct de vedere, să zicem, de natură extraterestră, nu? Sau mă înșel? Dacă luăm știința și o punem deoparte și discutăm despre ea, pe locul actualului Irak au existat statul vechi sumer, care a fost de câteva mii de ani. Statul sumer, sumerienii au avut și o scriere, scrierea cuneiformă. În scrierile cuneiforme care sunt pe tablițele, pe basoreliefuri și acolo unde au fost găsite, vorbesc despre primul om care este, din punct de vedere al Bibliei, în Geneză, în facerea lumii, în acele scrieri se vorbește despre Anunnaki. Anunnaki au fost cei care au venit pe pământ din cer și au găsit pe pământ un om preistoric. Ei aveau nevoie, acești Anunnaki, de aur. Deci în peregrinările lor în sistemele solare aveau nevoie de aur, pentru că dacă ne uităm la piramidele care au fost făcute în Egipt, toate aceste piramide sunt îndreptate spre constelația Orion, steaua Sirius. Deci toate au un punct comun. Acești Anunnaki care au găsit pe pământ acel om preistoric, nu se putea folosi prea bine de el, pentru că nu vorbea, nu gândea, iar ei aveau nevoie să producă cât mai mult aur. Deci asta este înscrierile cuneiforme. Mi-aș permite să fac o observație, o să intervin destul de des și chiar o să-mi permit să am și eu un punct de vedere personal. Absolut. Ceea ce spuneți dumneavoastră nu ține de știință, ci ține mai curând de istorie. Istoria, ce înseamnă istoria în ultima instanță? Înseamnă imaginația proiectată în trecut, nu? Proiectată în trecut și asta este istoria, fiindcă știința e clar că se ocupă de fapte repetabile, care se repetă, nu? Da, dar acestea sunt scrieri care sunt deșifrate, iar în scrierile astea Anunnaki, în limba lor, scrie de Adamu.
Deci în aceste scrie de Adamu, care era primul om. Iar în Biblia ebraică, Adam este om în limba ebraică. Deci ei au creat primul om, pentru că în ADN-ul omului care a fost găsit pe pământ, ei au inoculat anumite... Pe am înțeles că au găsit un om preistoric, dar au avut nevoie de el cât mai dezvoltat. Jean-Jacques Rousseau vorbea de cât mai dezvoltat, care n-avea grai, care exact. N-avea și așa mai departe. Și ultimile cercetări care s-au făcut și descoperirea acum 3 ani, s-a descoperit în ADN-ul nostru o celulă care se numește Fox P2, care ea este esențială în gândirea și vorbirea omului. Înseamnă că geneticienii care erau pe acea navă cosmică au inoculat omului pământean cunoașterea, iar dacă ne luăm după Biblie, vedem că în facerea lumii, Dumnezeu a zis așa, să creăm om după chipul și asemănarea noastră. Da, domnul Vasiliu, numai că vedeți dumneavoastră, sunt două capitole care vorbesc despre cam același subiect, numai că în opinia mea e puțin altfel. În primul capitol se vorbește despre omul primar, omul creat de Dumnezeu. Acolo este greu să pătrundem și putem să facem o paralelă către știință, să vedem de fapt cum a făcut Dumnezeu, că nu putem să-L excludem pe Dumnezeu prin știință. Știința este cum reușim noi să ne traducem ceea ce lucrează Dumnezeu. Și în capitolul 1 ne arată exact cum l-a creat pe primul om. Dacă e să pornim exact de la începuturi. Undeva, în capitolul 2, ajungem și la acel Adam, care devine un fel de om pus de cineva într-o rezervație să se dezvolte în niște condiții ideale, pentru că se vorbește despre o grădină a Raiului perfectă, cu pomi fructiferi, cu râuri limpezi, cu aer curat, totul minunat, și a mai făcut și o femeie ca să nu se simtă singur, cum i-a făcut-o, într-adevăr, prin inginerie genetică de data asta, puțin diferit față de capitolul 1, unde Dumnezeu a făcut direct bărbat și femeie. În capitolul 2, deja din Geneză, spune că a luat din coasta lui Adam. Nu este ca și când ai venit cu lămurile. După părerea mea, este puțin diferit. E ca și când ai fi luat un observator, la un moment dat, și l-ai fi expus în fața faptelor din Geneză. Și el ar fi văzut o parte de istorie, cum a zis domnul Velicu, după care iei același observator și îl repui în fața altor fapte și le descrie ca o continuare a celorlalte. Deci nu neapărat spun, eu părerea mea este că nu vin una peste cealaltă. Și dacă îmi permiteți, o să vă fac o scurtă sau lungă dizertație, pornind de la textul biblic și ajungând până la Adamul de care vorbiți dumneavoastră. Și capitolul 1, versetul 1 din Geneza începe astfel: la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și aici părintele ne poate ajuta să ne spună că în unele scrieri apare sintagma de fapt cerurile. Da. Nu e niciun mister. Limba ebraică biblică nu cunoaște pluralul pentru cer. Sunt cam 230 de menționări. Este cuvântul Shamaim. Așa apare în ebraică. Acest Shamaim este un defectiv de singular. Este un plural absolut. Așa cum termenul pământ este defectiv de plural. Și textul începutul cărții facerii, versiunea ebraică, este așa: Bereshit bara Elohim, la început au făcut Dumnezeii, Elohim este tot un plural și nu există singular pentru acest cuvânt, et hashamaim, pe de o parte cerurile, ot haereț, pe de altă parte pământul. Aceasta este limba traducerea literală a textului. Acum, versiunile acestea care țin mai mult de interpretare sunt târzii. Sunt după robia babilonică, hai să a evreilor, 600-700 înainte de Hristos. Atunci este și momentul în care practic toate cărțile care formează Vechiul Testament sunt puse la oaltă și avem ceea ce evreii numesc Tanakh. Tora, cărțile istorice, Nebim și Ketubim, cărțile profetice. Ceea ce spuneți dumneavoastră cu cele două capitole sunt de fapt două redacții.
două scrieri. Cineva a scris un text, cineva a scris un text. Cândva ele s-au pus împreună și a rezultat ceea ce avem astăzi în Cartea Genezei. Specialiștii, filologii, le împart și zic documentul elohist, pentru că îl numesc pe Dumnezeu Elohim, Dumnezeii. Și restul de text îl numesc documentul Iahvist, pentru că în locul lui Elohim îl introduc pe Iahve. Iehova, cum îi spune. Este Iahve, este tetragamonul celebru, tot folosit de, mă rog, mistica aceasta iudaică. Sunt două redacții cu totul și cu totul diferite. Sunt nuanțe pe care se poate țese o interpretare sau alta. Cert este că nu știu câtă inginerie genetică a fost acolo raportat la divinitate, ar fi prea puțin. E dincolo de inginerie genetică, logic luând-o. Dacă este divinitate, se presupune act suprem, care depășește orice putem noi împărți. Exact, și în capitolul 1 a pus propria voință plus a mai fost cineva. Ceea ce vreau să subliniez de la bun început. Textul acesta al Genezei nu e nicio lucrare de istorie, niciun manual de știință, e altceva. Este expresia scrisă a modului în care poporul evreu își înțelege relația cu divinitatea de la început și până la finalul ultimei cărți a Vechiului Testament, Cartea Macabeilor. Cuprinzând aici și istorie și știință, dacă vreți. Mă rog, cât se poate. Da, prin urmare, putem găsi tot ce vrem în Cartea Genezei și putem să nu găsim nimic din ceea ce vrem în Cartea Genezei. Depinde cum o luăm. Geneza e clar că ne vorbește despre începutul lumii vizibile, da, și nu despre secretele fabricării materiei. Exact, că nu știm ce a fost în spatele Big Bang. Da. Nu. Ca să fim mai concreți. Este aici discuțiile sunt nenumărate. Putem interpreta. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul și continuă. Pământul era netocmit și gol și era întuneric pe deasupra și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. E, din momentul ăsta se poate discuta aici la nesfârșit. Dar nu vorbim aici de originea materiei, nici de ce a făcut Dumnezeu înainte de a face lumea asta, nici despre absolut... Exact, păi n-avem cum să pătrundem așa ceva. Aici sunt perfect de acord. Să putem cocheta un pic. Da, putem cocheta fără discuție. Cu știința și să încercăm absolut, să ne pliem peste textul biblic într-o interpretare absolut, poate. Da, păi există o logică științifică, există o logică științifică în derularea zilelor creației, logică pe care atât cât pot eu, nefiind specialist nici în biologie, nici în fizică, nici în astrofizică, să-mi dau seama. Există o ciclicitate normală, firească, care corespunde în mare, atât cât putea să corespundă un text scris acum câteva mii de ani, cu ceea ce avem noi în descoperirile de astăzi. De fapt, și în textele biblice, din Geneză și apoi derularea evenimentelor, vedem foarte multe lucruri care aparțin științei. Dacă am luat ceva... Ce s-a întâmplat acum și ce face știința acum? Ierihonul a fost dărâmat plimbându-se cu chivotul în jurul lui și sunând din trâmbițe. Așa scrie în Biblie. Nu neagă nimeni lucrul acum ăsta. Acum interpretăm cum vrem. Acum ne uităm în partea științifică. Există la ora actuală arma sonică care dărâmă ziduri. Tot așa niște trompete mari, undele care vin și dărâmă ziduri. Deci ceea ce se întâmpla la început, descoperirile științifice de atunci sunt în ziua de astăzi. Îngerii coborau pe raze din ceruri. Se spune că coborau de raze. Nu. Pe raze. Nu. Coborârea asta lor este teleportarea. Focul viu unde a apărut Dumnezeu și a vorbit pe muntele Sinai.
la ora actuală există acea hologramă care la sute de kilometri faci ca cineva să apară și să-l vezi. Sunt lucruri științifice care le găsim și în Biblie. Numai o să-mi permit și eu să intervin, mă scuzați. Adam Schaff, un polonez, un istoric, spunea: istoria este politica prezentului proiectată asupra trecutului. Noi acum proiectăm rezultatele cunoașterii științifice în trecut. Absolut, pentru că ceea ce a fost atunci, mai profesor, și atunci este când Eminescu a fost scos, deci premergător al lui Einstein și așa mai departe, niște aiureli extreme. Nu. Avem și noi senzația că știința ne duce mai aproape de înțelegerea lui Dumnezeu și... Doamne, de asta ne permitem să mai facem anumite interpretări. Nu, sunt foarte binevenite aceste interpretări, asta Doamne este... ferește. Mai ales că sunt profesor de filozofie și sunt total de acord cu interpretările, sunt total de acord cu punerea sub semnul întrebării, sub semnul îndoielii a oricărei certitudini. Chestiunile acestea, acum faptele extraordinare, să le spunem, ale Bibliei, căderea zidurilor Ierihonului sau... Sodoma și Gomora. Rugul acela de foc, Sodoma și Gomora. Trebuie să gândim în felul următor. Pe cât e posibil, cel puțin aceasta este părerea mea și aici vorbesc ca filolog, nu ca în primul rând și abia ca teolog în plan secund. Trebuie să ne apropiem cât mai mult de contextul și de intențiile și de cadrul social, politic, cultural al lumii de atunci. Pe cât este posibil. Pentru ei, textele acelea, repet, sunt texte scrise cu câteva mii de ani în urmă. Pentru ei, lucrurile acestea cu holograme, cu teleportări, cu armă sonică, nu există. N-aveau noțiune. Pomeneați de înger, nu aveau nici pe cea de înger. Nicio problemă. Nu aveau. Da, încă nu aveau la vremea respectivă. Mai pune să explice ce este un arc electric, exact. Și el ți-a spune a fulgerat. Nu știe, n-are noțiune. Asta, pentru ei, era important și textul Bibliei este cât se poate de clar. De fiecare dată, actorul principal, să-i spunem, este Dumnezeu. Este divinitatea. Ceea ce s-a făcut acolo nu s-a făcut pentru faptul că au sunat evreii din trâmbițe și că au purtat arca de jur împrejur, ci pentru că așa a vrut Dumnezeu și așa a poruncit ei, pentru ei, pentru mentalitatea lor. Că noi astăzi înțelegem că arca respectivă funcționa ca nu știu ce... Pe un principiu sonic, o armă sonică. Ca nu știu ce baterie de asta supra încărcată și care dădea o energie extraordinară sau că, mă rog, acolo apare o hologramă, asta e altceva. Dar cum bine spuneați, proiectăm ceea ce știm noi și credem că ceea ce știm noi este și ceea ce știau ei. Lucrul este complet, e clar că, complet fals. E clar că nu este inutil să căutăm în Biblie sau în orice text sacru din categoria Bibliei. Că nu e Biblia singură, sunt multe texte sacre. Să căutăm adevăruri care să confirme numai decât realități științifice. Este anapoda, ce au merele cu perele. Nu merge. Sunt două chestiuni distincte, cu scopuri distincte, cu adresanți diferiți. În timpuri diferite. Haide ca să apropiem puțin pozițiile. Am să-l citesc pe Albert Einstein, un citat mai puțin cunoscut. Religia fără știință ar deveni oarbă, dar știința fără religie ar merge și căpătând. Nu, Einstein scoate în evidență aici, nu, relația dintre știință și religie. Radu, ai cuvântul, începusei să... Da, dacă rămâne că la Einstein, tot el fiind întrebat cine sunt extratereștri, despre care se tot vorbea, el n-a spus că nu există, a spus că sunt atlanții care au părăsit Pământul acum 24.000 de ani. Asta a fost unul dintre răspunsurile lor. Acum, revenind la cerurile și cerul, vedeți, dacă e să privim mai simplu, ne raportăm exact la limbajul care l-au avut ei și presupunem că totuși aveau un plural sau ar fi putut folosi un plural. Și nu știu, poate în ediția scoasă de Bartolomeo Anania, mi se pare că e cu cerurile, nu știu exact să zic. Nu, e tot cerul. Tot cerul e tot cerul, că
ebraica biblică, neavând plural, i-au folosit comparativ textul ebraic și textul grecesc. E o istorie foarte interesantă și trebuie spusă. Prima traducere a Vechiului Testament din ebraic într-o altă limbă au făcut-o tot evrei. Evreii din Alexandria nu mai cunoșteau limba lor, limba străboșilor lor, și atunci, înainte cu mult de Hristos, traduc ceea ce se numește astăzi Septuaginta, traducerea celor 70. Este traducerea în limba greacă a Vechiului Testament. I-au folosit traducerea aceasta până la răspândirea creștinismului. În momentul în care au văzut că și creștinii folosesc, firesc, textul grecesc, le era mai accesibil decât textul ebraic, atunci ei au renunțat și s-au reapropiat de textul vechi, textul în limba ebraică. Acum, versiunea din limba greacă este cer. Cer. Ieronim în limba latină, tot cer o traduce, și de aici este o întreagă filieră de traduceri, inclusiv Luther, care era un bun cunoscător de ebraică, traduce tot cer. Pentru că era o tradiție întreagă a asta. De aici este deja o chestiune strict de filologie. Dacă rămânem strict în plan filologic, atunci lucrurile sunt simple. Da, domnule, este un plural absolut care a avut ca echivalent singularul acesta folosit în limbile moderne. Filozofic, dacă este cerul, putem spune că a făcut și Dumnezeu filozofic. Un univers. Corect. Sau dacă a făcut cerul, înseamnă că a făcut mai multe universuri. Și atunci paralele. Ne pliem pe teoria multiversului, care este din ce în ce mai mult vehiculată în lumea științifică. Ca să fiu sincer, eu am rămas pe teoria stringurilor, dar mai mult nu pot înțelege. În sensul că sunt mai multe universuri. Da, să fim rapid, ai cuvântul. După aia, înțelegerea că Pământul era netocmit și gol. Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu spărta pe deasupra apelor. Normal, la începutul Universului, materia nu era încă organizată, planetele încă nu erau formate, erau câțiva sori, care erau, de fapt, lumina, care a zis Dumnezeu să fie lumina, erau niște sori incipienți. Unii dintre ei au început să acumuleze materie în jurul lor, au format planetele, contra teoriei pe care o știm cu toții că planetele au nucleu metalic. Părerea mea este că planetele au tot un soare în interior, lucru care ar putea să explice puțin și alte fenomene. Ar fi gravitația, echilibru termodinamic pe care îl avem totuși, că altfel trăind într-un spațiu în care tot transferăm energie și mai primim din când în când, e greu de crezut că nu ne-am fi răcit definitiv. De mult. Și cam primele patru versete pune acest context al formării Universului, al formării planetelor. Cu o mică mențiune și scurt, că-ți vorbăresc de fel și se termină timpul. Expresia aceea, Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Da. Și mistica iudaică și teologia creștină, toată, nu strict cea ortodoxă, înțeleg aici modul în care cei care au redactat Cartea Facerii au înțeles modul în care, eu știu, începe să apară viața. Iau un pornit de la faptul că în primul și în primul rând e nevoie de apă. Fără apă nu se poate să apară viață. În apă apare viața, dar nu oricum. Peste tot acest principiu, zic, este Duhul lui Dumnezeu care se poartă pe deasupra apelor. Vasile din Cezarea, Sfântul Vasile, cel mare pentru creștini, zice așa, Duhul acoperă apa precum cloșca și acoperă puii. Fără căldura Duhului, apa nu dă. E modul lor de a înțelege. Vă rog că și iertare că v-am întrebat. Nu, e perfect. De fapt, vine în completare, că modul de acțiune al Dumnezeu a fost prin Duhul Său când a făcut creația. Deci, prin voința Sa și prin Duhul Său. Normal că se purta pe deasupra apelor ca să poată să creeze tot ceea ce a creat. Este motorul creației, ca să spunem astfel. Dar, tot la fel, există și o energie inițială a creației, în urma cărora a apărut prima reacție de fuziune nucleară, cum ar fi, și v-am spus, au apărut primisori. Și astfel se explică, să zicem, sintagma cu să fie lumină și a fost lumină. Bun. Dumnezeu a văzut că lumina este bună, a despărțit lumina de întuneric.
Lumina a numit-o Dumnezeu ziua, iar întunericul a numit noapte și a fost seara, a fost dimineața, a fost ziua întâi. Vedem că deja seara dimineața delimitează ziua și totul este în regulă. Exact ca și cum spuneam la început, un observator ar vedea fenomenul și ar zice, Dumnezeu, a fost seara, a fost dimineața, a trecut o zi. Totuși, până la ziua întâi nu se poate aprecia cât timp a trecut. Pentru că cineva a sesizat, domnule, a fost seara și a fost dimineață, dar nu putem intui cât a durat această primă zi. Și știința vine și completează și spune vechimea Universului 45 de miliarde de ani. Știința de azi. Știința de astăzi. Corect. Înainte să spunea că... În vremea aceea Egotempo nu se știa, nu aveau nici măcar noțiune. Nici nu, inițial ziceau că a fost 24 de ore, nici 24 de ore, așa credeau. Așa și închipuiau exact. Ei. Cum că se regeologice sau că sunt altceva, e, mă rog. Mai apoi, vedeți, iarăși, cuvântul apă. Acum apă, dacă aș vedea-o ca o apă supraîncălzită, ca Fata Morgana, să zicem, mai pe înțeles, da, la distanță, aș putea să înțeleg că apa aia, la fel de bine, poate fi o radiație. De ce zic asta? Că mai încolo, la versetele 6, 7 și 8, zice, și Dumnezeu a făcut, și Dumnezeu a zis, să fie o tărie prin mijlocul apelor, să desparte ape de ape, și așa a fost. A făcut Dumnezeu tăria și a despărțit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele deasupra tăriei. Tăria a numit-o Dumnezeu cer și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a fost ziua a doua. Să ce... înțelegem atmosfera? Da, exact. Okay. Înțelegem exact atmosfera. Și asta este. Pentru că știm cu toții, atmosfera ne protejează de radiațiile din cosmos, radiațiile produse de soare, că nu sunt radiații numai electromagnetice, numai lumină, este și sub formă de căldură, radiații gamma, beta și așa mai departe. Fără de care... stratul de ozon. Da, este atmosfera însăși. Da, atmosfera cu gazele rare care de fapt ne protejează pe noi de radiațiile din cosmos, fără de care viața n-ar fi putut apărea. Deci, da, iată, venim și noi cu știința asta și ne-am prins că Dumnezeu așa a făcut, ca să putem exista. Atmosfera și stratul de ozon. Existat. Atmosfera și stratul de ozon. Dar încă planeta este o planetă lichidă. Și încă nu s-a solidificat scoarța ei. Soarele acela de care insist eu să zic că așa este și în interiorul planetei, radiază și el la rândul lui. Și de aceea tăria de deasupra apelor ne protejează de ceea ce este în spațiu. Partea lichidă începe să creeze o protecție pentru radiațiile din interior, din interiorul planetei. Și atunci Dumnezeu a văzut că există un echilibru și a zis, este bine. Deocamdată este bine. Și apoi merge mai departe. Și a zis Dumnezeu, se adună apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul. Și așa a fost și s-a adunat apele cele de sub cer la locurile lor și s-a arătat uscatul. Uscatul a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Și a văzut Dumnezeu că este bine. Desigur, materia lichidă a început să se solidifice la suprafață. O parte de materie lichidă mai puțin densă ca alte lichide solidificate, dar mai densă ca atmosfera, a rămas și a format oceanul planetar. Iar apa, de data asta, cred că poate căpăta sensul ei propriu. Vedeți că aici se tot folosește același cuvânt pentru a exprima mai multe lucruri, cel puțin în primele părți. Cu o dată îi spunem cer, că a făcut Dumnezeu cerul și pământul, pe care venim și tot Dumnezeu îl numește tărie, cerul. Deci e clar că e vorba de alt cer decât prima dată, sau când s-a preluat textul filologic, cineva a gândit altfel traducerea respectivă. Sau... Cel puțin momentul în care sfârșitul de ev mediu începe să-și dea seama că pământul nu este așa o tavă mare și plată și nu se... La și capăt, se varsă pe da, și la, var, la capăt se varsă. Când încep să-și dea seama că lucrurile sunt altfel și că pământul nu este buricul universului, ci invers, încep să-și pună întrebări și asupra textului Genezei. Și sunt... atenție, oamenii bisericii. Nu, eu știu, până la Galileo Galilei și până la Kepler. Și atunci ei încep să gândească în direcția aceasta, domne, cerul, cerurile acelei, universul, pot să fie, nu au ideea de universuri paralele, nu gândesc la astfel de, la posibilitatea nici noi astăzi. E doar o ipoteză. Este o teorie, o ipoteză. Nu știm dacă există așa ceva. Dar încep să gândesc, domne, este ceva dincolo. Și deja încep să interpreteze, astfel că atunci când
Kepler și după aceea Galileo Galilei vin cu mărșava teorie la acea vreme, aveau bază. Aici cred că este și o eroare a bisericii, s-a legat foarte mult de o teorie științifică a lui Ptolemeu și pe urmă au trebuit teologii să depună eforturi extraordinare. De aia cred că nici nu este bine ca biserica nu să se lege de sistemele științifice. Eu sistemele științifice se revizuiesc tot timpul, nu? Ce bine ar fi dacă ar conlucra un pic. Conlucrează fără discuție, dar s-au legat foarte mult de teoria lui Ptolemeu, nu? Pământul este centrul Universului, omul este creatura supremă. Ptolemeu era autoritatea numărul unu în domeniu, probabil. Tot medievalii și nu numai ei. Îmi sună urât medievalești. În fin, veacurile acelea credeau că nu se spălau bună oară, că ziceau că dacă se spală, intră apa în ei și se uneacă pe interior, nu? Și dă-i cu ciuma și dă-i cu olera pe acolo, că asta este. L-aruncau la coș pe Hipocrate și pe Galen, că vorba aceea, cine sunt ăștia? Doctori, las că știm noi. Și căutau sufletul cu briceagul pe aici și pe acolo, prin cortul cadavrului. Sunt exagerări pe care biserica și le-a asumat. Dar tot astăzi biserica are unul dintre cele mai bune observatoare astronomice. De acord, da. În afară de Hubble, care nu e al bisericii, dar... Care nu este, puțin, dar cel de la Vatican. Radu, nu mai oprim să lăsăm puțin și pe domnul Vasiliu. Domnul Filip, în facere, spuneți că s-a despărțit apa de tărie. Deci apa lichidă și apa solidă. Să știe că Pământul a trecut prin foarte multe perioade de glaciațiune. Când gheața s-a topit și a crescut nivelul oceanelor, sau când clima pe Pământ a devenit mai rece și s-au format calotele polare mai mari. Glaciațiunea a fost probabil un dezechilibru. Exact. Generat de ceva. Uitați-vă și textul biblic, când zice că Dumnezeu l-a pus pe om în rai. A făcut grădina Edenului și l-a pus în rai. Ajungeam și la capitolul 2. Două secunde. Dar, pentru că vorbim de aceste, raiul a fost, să zicem, localizat. Între Tigru și Eufrat, unde se scurgeau ele, era un teren fertil. Acum 14-15 mii de ani a fost o glaciațiune. Și apoi încălzire bruscă. Apele oceanului au crescut, iar unde este actualmente Golful Persic era o câmpie mănoasă. În apă au fost găsite anumite construcții, anumite lucrări care datează de câteva mii de ani. De unde nu știm că cei care au venit și ne-au creat pe noi, luând textul Anunnaki, cei care au venit, nu au avut acolo laboratoare științifice prin care au creat pe om, venind de acea perioadă de încălzire, apele oceanului s-au ridicat și au unecat această grădina Edenului. Pentru că ajungem la partea cealaltă. Că până la glaciațiune a fost și marele potop biblic. Că... Exact. De unde știm că acel mare potop biblic nu a fost creat cu intenție de cei care au venit. Pentru că gândiți-vă acum, dacă vorbim la zilele noastre, există o luptă foarte mare, meteorologică, între state. Se creează furtuni artificiale, ploi artificiale, secete artificiale. Se zice că clima aia se schimbă. Dar nu, da, omul o provoacă pentru există că... Există astfel de speculații că au folosit lucrările lui Tesla și au creat niște arme, în definitiv niște arme care să manipuleze clima. Nu se poate crede că acum 10.000-15.000 de ani aceste arme au funcționat pe Pământ. Haideți, părintele a spus că nu numai Biblia, ci și alte scrieri. Da. Mahabharata. Știți, este o scriere creștină, părintele. Nu, text sacru. Vorbim de text sacru. Mahabharata nu e un text sacru, dar în fine. Dar spune Mahabharata că acum câteva mii de ani s-au desfășurat pe Pământ lupte între anumite specii, seminții. Iar acolo vorbește de aproape 58 de tipuri de arme în această scriere, care are câteva mii de ani. Nu are 1000 de ani, ci aproape 3-4 mii de ani. Vorbește, dacă citiți și o luați
vorbește aproape de 58 de tipuri de arme, unele dintre ele fiind avioanele cu reacție de astăzi, de focul sub apă care arde la ora actuală, sudura care se produce există sub apă. Și focul grecesc, există mai mult. Exact. De ce să nu ne gândim și la faptul că predecesorii noștri de acum câteva mii de ani n-au cunoscut ei, dar le-au fost aduse aceste lucruri. De unde au știut să scrie despre lucrurile astea care acum, la ora actuală, sunt inventate? Avioanele cu reacție, vimanele. Vimanele erau aparate care ridicau oamenii la cer și produceau aceleași efecte ca și rachetele de astăzi. De ce nu căutăm să gândim în profunzime? Măi, a venit cineva și ne-a dat acest lucru. Pentru că intrând iarăși în textul biblic, la un moment dat omul a mâncat din mărul cunoașterii, care, vorbind de această din ADN-ul nostru, Fox P02, el îi dă omului gândirea și vorbirea. Fără această care a fost inoculată, sunt descoperiri la ora actuală care nu putem să zicem, domne, negăm știința. Și în Biblie spune că omul, când a mâncat din mărul cunoașterii, când Dumnezeu i-a spus să nu mănânce că va muri, dar el a mâncat și a văzut că n-a murit, dar a început să vadă că e gol, a început să gândească. Să gândească, pentru că elevul vrea să-și depășească profesorul, ucenicul vrea să-și depășească pe maestru, iar omul la rândul lui vrea poate să-și depășească creatorii. Oare? Aș introduce și eu puțin aici, mă scuzați, puțin spirit ludic. Poate că acești extraterestri despre care vorbiți dumneavoastră, din când în când vin pe pământ, ne vizitează, nu? Ca și cum mergem noi la grădina zoologică, nu? Și putem sau să contestăm acest lucru că ei nu vin? Să se scârbească de ceea ce găsesc aici, să facă stânga anumite lucruri, să nu mai treacă niciodată. Sunt anumite lucruri care ne dau de gândit. În Taigaua, în Taiga, în Siberia, în permafrost, s-au descoperit anumite construcții ciudate care nu au înțeles rostul lor, dar din anumit punct științific, ele ar fi protejat pământul. Vă referiți la tunurile care reșiv exact, acolo și exact. Trage în orice exact. Obiect. Gândiți-vă la meteoritul negative. Tungus. Fenomenul Tunguska, exact. Exact, care a fost ori o rachetă, ori un meteorit. Ori s-a interpus cineva în calea unui meteorit. Exact. Sau acum meteoritul de anul trecut, sau un an și ceva, care tot așa, se zice că au fost activate în Rusia. Păi dacă au fost vreo și nouă poză. Nu, deci toate astea dau de gândit. Bun a ieșit de aici, fiindcă frații Strugaschi au scris o carte excepțională, Picnic la marginea drumului, pornind de aici, iar Tarkovski a făcut un film absolut superb, Călăuza, plecând de la Picnic la marginea drumului. Ceva deosebit tot a ieșit de acolo. Acum trebuie puțină lumina, că probabil telespectatorii domnici cu anunachii ăștia. E o alternativă, teorie. Nu are o istorie foarte îndelungată. Este susținută cu precădere de un domn, nu știu cum de să-l, el e economist, de Sicin, da, care a pretins că el ar fi tradus o serie dintre tablițele cu pictograme, nici măcar nu e scriere încă, sumeriene, de la British Museum. Acum, în momentul în care a fost rugat, domne, vă rugăm, veniți și prezentați-ne. Chiar e o descoperire. Până la ora actuală nu există o editare critică comună acceptată a acestor tablițe. Nu se știe încă, nu s-a stabilit ce sunt, ce reprezint. E, în momentul acela, omul a refuzat. E o pseudoștiință, așa este catalogat și a murit prin, cred că în 2000. Cam prin 2000 a murit și, mă rog, în 1976 a publicat. A fost încetul cu încetul marginalizat. Ultima ieșire în spațiu public este cea a raelienilor. Dacă vă amintiți, 2001-2002, când au tot zis, domne, am clonat, am primit de sus, de la Anunnaki, știința de a clona persoane. S-a dovedit a fi, de fapt, o mare farsă. Da, aici avem o mare problemă.
Altădată citeam o carte să ne informăm de ceva. Da, acum... Acum avem internet. Vin și eu un om nebun și încep și scriu acolo ceva. Alții se aliniază la ce spun eu, li se pare pertinent, pentru că atâta pot să pătrundă cu logica până la un anumit punct și mă urmează. Și mi-am făcut deja o fel de grupare religioasă, raeliană sau așa mai departe, care am o opinie total diferită și totul este minunat și mi-am atins scopul pe lumea asta. E foarte rău că e așa. Ar trebui să fim mult mai pragmatici, și da, mult și mai da, concentrați. Și sunt pasionat de Umberto Eco. Una dintre ideile lui din romane, imposibil să nu fi auzit măcar de numele Trandafirul și nu numai, este aceea falsificării istoriei sau pe românește cum să faci din țânțar armăsar și să alerge și la curse și să și câștige. Ia câte o chestie din asta foarte simplă, o listă de spălătoreasă, am dedus cu tare rufe colo și reușește să facă din lista aia un întreg complot mondial cu tot felul de organizații secrete, parasecrete. Eroii se lasă antrenați în toată chestiunea asta, cred cu tărie și mor cu aceeași convingere pentru o listă de spălătoreasă. Mă tem că astfel de teorii sunt foarte incitante. Sicin, dincolo de orice altceva, credibil sau nu știu. Dar avea șarmul lui și știa să atragă. Are niște cărți, le scrie bine. E genul Pavel Coruț, așa scrie ăsta mult și ce să mai... Dar e puțin probabil. Asta cu puțin probabil nu știm neapărat dacă e puțin probabil. Problema e că tocmai nu mai putem pătrunde adevărul la un moment dat, tocmai din cauza unui aflux de construcții. Părinte, iscată de cineva și realități. Credeți fapt, e vorba aici despre perspective și atâta tot. Da, perspectivismul exact. Despre care vorbeam din ce... Întrebare. Asta este. Credeți în ingineria genetică? Deci, de astăzi, întrebați așa, crezi în Dumnezeu? Iar eu vă întreb, credeți în ingineria genetică? Nu. Nu credeți. Nu mă folosesc de el. A, nu vă folosiți, dar e nu, actual? Mă folosesc de ea. Una ea crede, una te folosi de un element științific. Păi, două lucruri când diferite. Te folosești, nu poți să te folosești de un lucru dacă nu crezi în el. Nu, îl consider nu util. Bun și chiar util, dar ai credința că dacă îl faci lucrul ăla are să fie bine. Prin inginerie genetică s-au modificat animale, plante. Se modifică, da. Se modifică. Acum, da. În trecut, nu credeți că cei care au venit au modificat pe Homo erecticus, care era acum câteva mii de ani în ce suntem acum? Și poate au avut interesul ca omul să nu se dezvolte deodată. Și ați văzut, s-a dezvoltat în etape încet. Deci nu a ajuns în 5 ani, în 10 ani sau în 100 de ani la stadiul actual. Și a mai și limitat viața la un moment dat. Exact. Iar acum se tinde. Sofismul lansat de dumneavoastră se numește întrebarea complexă. L-ați întrebat ceva, dar prima întrebare pe care trebuia să o puneți era de fapt alta. Prima întrebare era: tu crezi că au existat acești extraterestri, că au venit și așa mai departe? Dar de ce să mergem din urmă prea mult? Să mergem la ce e actual. Plecați de la premisa că este un fapt indubitabil. Și plecând ingineria de aici, genetică, domnul profesor. Păi, ingineria genetică nimeni nu o contestă. Păi nu, nu contestăm ingineria genetică de astăzi, nu? Se poate calcula, se poate delimita. Să zicem că mai există anumite secte care o contestă. Ca și transfuzia de sânge, ca și... Mă rog, acolo e deja... A, e nebunie, problem. După mine. Ce să vă spun? Prefer să merg pe lucrurile pe care le cunosc și strict palpabile. Aici e cam poezie. Vreau să te pipăi și să urlu este. Nikita. Cam așa funcționează lucrurile. Ingineria genetică poate fi bine delimitată în timp. Se știu primele experimente, încercările și toată evoluția lor. Nu știm unde se va ajunge. Atenție! Ca să lămurim un lucru care... Aici gândesc și eu precum Leibniz. Trăiesc în cel mai bun și cea mai frumoasă lume posibilă din câte ar putea să existe vreodată. Nu neg. E foarte posibil, de vreme ce accept și cred că există divinitate, cred în Dumnezeu,
Ar fi absurd să spun și să limitez eu cu de la mine putere pe Dumnezeu să zic, Doamne, Doamne, a făcut universul ăsta mic, uite ăsta este, ia-l. Și atât. Restul n-ai voie să faci. Ar fi absurd. Poate să facă orice, dar aici intrăm în zona atributelor divinității și în alte lucruri care n-au o face. Cât privește ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, este foarte interesant. Nu e nou. Nu e nou. Nu e nou. Nu e nou. Odată cu creștinii au apărut o grămadă de grupuri și grupulețe care erau prea îndrăgostiți de filozofia post-platonic, erau neoplatonici la acea vreme și ce mai era, și au zis, domne, e prea simplă teologia creștină, hai să o complicăm puțin. Și au vrut ei să fie șefi. Au făcut, așa a apărut ceea ce numim generic, așa astăzi, gnosticism, care e un fenomen istoric până la urmă. Da. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră fac ei. Nu îi numesc pe ăștia Anunnaki, îi numesc Eoni, îi numesc în tot felul. Au o mitologie superbă și să-ți prinzi urechile în ea. Dar pe cât e de interesante, pe atât e de fals. Spuneați de atributele divinității. Însă, vedeți dumneavoastră, dacă revenim la textul biblic, sunt niște paradoxuri logice acolo. Prima dată îi spune Dumnezeu pe ce l-a făcut pe Adam, da, cu care a și vorbit, apropo, deci avea o cunoștință de sine, da, dar n-avea cunoștința binelui și răului. Păi dacă n-avea cunoștința binelui și răului, cum vii și îi spui nu mânca că o să mori? El de unde să aibă noțiunea de moarte, ceva rău, dacă el nu cunoștea binele și răul? Deci aici e prima chestie care nu e logică. A doua, atributele divinității. Divinitatea nu minte. Dumnezeu în care cred eu nu minte. Dacă ar fi, da, așa, am fi pierduți, okay, cu toții. Okay. I-a zis, nu mânca, că o să mori. Am mâncat și n-am. Iată că stăm de vorba astăzi. Și a început să moară. E, depinde. Aici, vedeți, acum puteți să dați dumneavoastră interpretarea care... Okay. Care vă convine. Dar să o dăm și noi. Exact. Ideea este următoare. Poate să fie o persoană ceva mai umană. Ce aici, cum, cu Adam. Cum definești rău? Cum se definește rău? Da, cum nu știu, că nu îl poți defini. O conștiință similară, să zicem, rău suprem, rău universal. Este o conștiință asemănătoare cu cea a lui Dumnezeu, dar care urmărește opusul lui. Prin raportare. Prin raportare. Cei de demult, da, ziceau așa, domnule, răul e o lipsă a binelui. Și termină. Scurt. Adem bun. Adevărat. Până la un punct. Pentru zona Bibliei, da? Vorbim de evrei și vorbim de creștini. Nu intrăm în probleme confesionale. Strict evrei și strict creștini. Pentru ei binele nu e o noțiune, nu e ceva, ci cineva. Pentru ei binele e Dumnezeu. Binele e Dumnezeu. Apropo, de asta evreii nu îl numesc niciodată pe Dumnezeu cum îl numim noi. Îl numesc cu atributele lui. Noi numim Domnul Zeu. Și de acolo Dumnezeu. Nu. Că cam așa sună, nu știu. Da, Domnul Zeu. Nu, este la... se leagă cumva, dar e din altă zonă. Domine Deus, de acolo vine. Domnul Dumnezeu. Este... formulă, o traducere latină a unei formule ebraice. Atât tot. Domine care înseamnă stăpâni. Nu, Dominus. Dominus este Domnul, stăpânul, da. Stăpânul Dumnezeu, cam așa. Stăpânul Dumnezeu. Să revenim, că deja ajungem. Așa. Bun. În momentul acela creează Dumnezeu bărbat și femeie. Textul biblic e interesant. Nu zice... A făcut, noi așa l-am tradus în limba română și nu știu cum ar suna dacă ar fi să-l traducem literar. Zice acolo că a făcut Dumnezeu bărbătesc și femeiesc. Și în greacă și în ebraică. Nu, om bărbătesc, deci, și om femeiesc? Nu, ca gen. Ca gen? Ca gen. Așa nu folosește aner și ghine în greacă. Se scrie arsen și thele. Cel care conduce, bărbatul, și cea care naște, femeia. Bărbătești și femeia. Și nu vi se pare că e o diferență semnificativă? Că de aici, dacă zici că a creat genurile, da, atunci poți să accepti și că nu a făcut un singur Adam și o singură Eva. Atenție. Aici ajungem la o altă discuție, care este la fel de complexă. Cea monogenismului. Există o singură pereche sau nu există o singură pereche? Păi, da.
Știți de ce? Pentru că venim la ingineria genetică și au fost studii și s-a demonstrat și din practică și știm și din istorie treaba asta, că apare un fenomen, se numește degradare genetică. Exact. În 200 de ani am dispărea, dacă ne-am împerechea, descendenții aceleiași familii. Păi, apar copii de generație după a treia generație, a patra deja nu mai trăiesc, mor la naștere și așa deci, mai departe. Filip, în deci Biblie, dacă eram o singură pereche, ori era ADN-ul atunci, altcumva, când ne-a făcut Dumnezeu, eram ceva mai perfect. Nu știu, mai perfect nu se poate, doar perfect. Nu știu cum eram atunci. E adevărat. Pentru că Adam și cu Eva au făcut doi copii, da? Care la rândul lor, tot din ei, au făcut alți copii. Și din urmașii lor au făcut. Păi că atunci ce face? Exact ce a zis domnul Filip. Și mai e ceva. S-a degradat genetic. Atent. S-a întâmplat așa ceva. Este. Deci, s-a întâmplat ceva. Pentru că dacă ne uităm în urmă, zice, Dumnezeu a zis așa în Biblie. Scrie așa. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut. A făcut bărbat și femeie. Da. La capitolul 1, 27. Păi Dumnezeu era și bărbat și femeie? Aici este marea problemă. Mai avem timp? Numai o clipă, mai avem doar 3 minute. 3 minute, de rugat, tragem concluziile. Păi eu, e discuția lăsată în coadă de pește. O facem următoarea emisiune. Dacă și va rămâne tot în coadă de pește. Repet încă o dată. Știința și religia nu se pot exclude. Nu au cum. Decât artificial. Dacă înțelegem că cele două pot coabita și dacă înțelegem că religia nu poate fi știință și nici știința nu poate fi religie, atunci e tot ok. Și înțelegem ceea ce nu are una și ce are alta și viceversa. Aici sunt perfect de acord. Ideea este să se completeze, nu să... Absolut. Cum facem de obicei, vine o persoană științifică, o persoană din teologică și încep să se bată cap în cap. E foarte greu să ne completăm. De ce? Din cauza mândriei prea mare a unei și unei lipse de câteva sute de ani de dialog. Exact. Domnul Vasiliu? Asta a dus la crearea lucrurilor noi, pentru că știm că din această contradicție totdeauna se caută să se scoate adevărul, să scoate ceea ce este mai bun. Toți au încercat, deci dacă luăm unul și ce nu așa trebuie sau celălalt așa trebuie, e mare greșeală. Eu aș pătrunde puțin și pe altă rămâi. Și mai e un lucru. S-a spus că în 2012 se va sfârși cu pământul în scrierile Maya, de pe piramidele Maya. Vreau să vă spun că în acel 2012, în luna august, a apărut și la televizor și în ziar o știre unde spunea așa că astronomul șef al Vaticanului a înaintat Națiunilor Unite o scrisoare prin care cerea să fim pregătiți în viitor pentru întâmpinarea fiilor lui Dumnezeu. Fiului, că n-avea cum să spui fiilor. Fiului lui Dumnezeu. Da, numai că este versetul din Biblie care spune că fiii lui Dumnezeu, văzând că oamenii exact lor s-au născut fiice și au ales exact între acestea de femei, iar copiii lor au fost uriași și cei din vec. Exact. Iar asta rămâne un mare mister. Al Bibliei. Unul unul dintre marile, unul dintre multele, de fapt, mistere ale Bibliei. Deci trebuie să facem o altă emisiune. Cu siguranță o să facem o altă emisiune. Mi-aș dori tot în această formulă, și nu una, ci chiar mai multe. Aș dori să spun și eu că, de fapt, există mai multe tipuri de cunoaștere. Există cunoașterea științifică, cunoașterea religioasă, cunoașterea metaforică, tipuri de cunoaștere care se completează. Mă rog, Lucian Blaga este pentru cunoașterea metaforică, nu? Dar și aș încheia, fiindcă emisiunea noastră este la final, cu un citat din André Frossard. În Evanghelie, despre Evanghelie este vorba, în Evanghelie se intră pe două porți, cea a istoriei, adică a criticii, și cea a credinței, spune André Frossard. Și mai adaugă el, cel care intră pe partea criticii va ieși de acolo în brațe cu un cadavru. Contează foarte mult și cum și am mai regăsit această idee și la Alex Ștefănescu în Mesaj către tineri,
analizează-l modul în care este tratat în manuale Eminescu, în care este tratat în manual o poezie superbă de-a lui Eminescu, Dorința, și acolo se spune care sunt actanții, care diegeza, etc., etc., etc. Până la urmă, spune Alex Ștefănescu, elevul intră în contact cu un cadavru de poem și nu cu poemă. Repet, cunoașterea religioasă și cunoașterea științifică sunt complementare în opinia mea, dar și în opinia invitaților mei din această seară. Vom mai fi în această formulă, sper eu. Noi ne revedem vinerea viitoare la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. Vă mulțumesc foarte mult. Și ne Doamne ajută!